Hei, tu, eu sunt Bogdan și azi sunt aici cu unboxing-ul brățării de fitness Garmin Vivo Fit. Această brățară a fost primită în teste de la magazinul F64 Studio, care vine la prețul de 529 de roni. Haideți să vedem ce avem pe cutie. Pe partea din față avem inscripția Garmin, avem o săgeată care ne arată să desfacem cutia pe sus. Jos avem inscripția Vivo Fit și Fitness Band. Pe lateral la stângă ne arată ce va afișa brățara și bineînțeles ce înseamnă fiecare afișaj. Deci gol înseamnă pașii pe care i-am făcut, ne arată ora, caloriile arse și bineînțeles ne monitorizează somnul. Pe spate alte informații în alte limbi și nu în română în niciun caz. Și pe lateral la dreapta ne arată aplicația Connect, prin care putem conecta această brățară la laptop sau la telefon, bineînțeles nu neapărat laptop, la PC, la orice, prin această aplicație. Vom vedea și asta imediat. Aici din nou alte informații, din nou nu în limba română. Sus avem niște coduri de bare și ne arată cum să desfacem cutia și jos din nou niște informații nu în română și alte coduri de bare. Haideți să desfacem cutia. Această brățară are o autonomie de un an, folosește două baterii din acelea mici de 3V. Nu știu acum cum se numesc, dar bineînțeles va apărea o imagine pe ecran cu acele baterii. Rezistă până la 50 de metri sub apă, deci este un lucru foarte interesant, foarte folositor. Atât avem în cutie, avem manualele pe care vi le recomand să le citiți de data aceasta. Vedeți, aici ne arată cum să schimbăm brățara, pentru că vine în pachet cu o brățară de schimb. Bineînțeles, poate fi găsit în mai multe culori, mov, negru, gri, verde, albastru și bănuiesc că mai sunt și alte culori, dar nu stau acum să vi le spun pe toate. Aici ne arată că îl putem conecta cu telefonul sau tableta și cu laptopul sau PC-ul și cam atât. În pachet mai găsim a doua brățară, vedeți, o brățară de bună calitate. Eu am varianta albastră, dar după cum am spus, sunt mai multe culori. Bineînțeles, puteți schimba doar brățara și să păstrați acel dispozitiv. Da, este o brățară de bună calitate, după cum am mai spus. Un cauciuc foarte flexibil. Îmi place foarte mult sistemul de prindere. Vedeți? Pentru absolut orice mărime de mână. Deci, da, vom vedea imediat și cum se schimbă. Haideți să scoatem brățara. Și să nu uităm, avem aici un receiver care se conectează la PC sau la laptop. Nu contează sistemul de operare, merge și pe Mac și pe Windows. Și cu ajutorul său putem conecta brățara la PC sau la laptop și vom monitoriza toate informațiile direct pe laptop. Îl punem deoparte, să scoatem brățara, avem aici un plastic. Să vedem cum o scoatem. Și avem și brățara în acest carton și cam atât. Și vedeți, brățara seamănă destul de mult cu Gear Fit și din numele său Vivo Fit. Și să vadă cum scoatem brățara, tragem de o parte, a ieșit, și tragem și de cealaltă. Vedeți, chiar și acest mecanism seamănă cu cel al lui Gear Fit. Pe spatele său vedem că avem Bluetooth, inscripția Vivo Fit și logo-ul Garmin. Da, aceasta este brățara. Aici avem un buton fizic. A și pornit între timp. Și vedeți aceste șuruburi? Ei bine, ele se desfac când vrem să schimbăm bateriile, dar nu va trebui să le desfaci foarte des, pentru că această brățară are o autonomie garantată de un an. Haideți să o punem înapoi. Ups, am pus-o invers. Deja se pune foarte ușor, tragem de acest cauciuc și intră. Vedeți butonul fizic și aici vedem cum conectăm brățara la telefon. Stai să focusez ca să vedeți. Intrăm în aplicația Connect, pe care o vom descărca de pe, de fapt eu am descărcat-o deja, dar voi va trebui să o descărcați de pe Magazin Play. Imediat ce intrați în ea, va trebui să vă creați un cont și vă va redirecționa în Magazin Play către o altă aplicație pe care o veți descărca și veți putea monitoriza totul.
Deci acum va trebui să deconectez gear-ul meu. Nu anular asociere. Și haide să o scot de la mână. Și haide să conectăm brățara acum. Va trebui să o punem în modul pair. Trebuie să ținem apăsat pe acest buton până ne apare pair. A apărut și acum dăm căutare și s-a conectat. Acum se sincronizează. Și gata. Și acum brățara este conectată la telefon. Să vedem și acea aplicație de care v-am spus că va trebui să o descărcăm după aia. Stați să o găsim. My Fitness Pal. Și vedeți, ne arată tot. Nutriție. Progres. Vedeți, aici vedem toate informațiile necesare. Pașii și cam atât. Și acum haideți să vedem și opțiunile sale. După cum bine știm, nu este un ecran tactil. Singurul buton este acesta, un buton fizic, din care umblăm. Să vedem și opțiunile. Ne arată ora, pașii, kilometri, milele de fapt aici, și caloriile arse. Bineînțeles, dacă ținem apăsat, ne apar și celelalte moduri, ca sincronizare, sleep și să vedem și pair. Desincronizare, sleep și pair. Vedeți? Ne-a apărut. Haideți să vedem cum stă și pe mână. Se montează destul de ușor, stă foarte bine pe mână. Vedeți? Are tot felul de mărimi, astfel încât să se potrivească pe orice mărime. Deci da, nu uitați, această brățară este disponibilă la magazinul F64 Studio la prețul de 529 de RON. Eu am varianta albastră, dar sunt mai multe variante, vă las link în descriere și veți vedea. Aceasta este brățara de schimb, să nu uităm de receiver. Și haideți să vedem o mică comparație între Gear 1 și această brățară, mă refer la dimensiuni și la cât de confortabilă este. Punem smartwatch-ul și brățara de fitness și să vedem cum o punem. Deci da, acesta ar fi un minus, se pune destul de greu dacă nu te ajută cineva. Haideți să o punem la mâna dreaptă. Să văd dacă reușesc. Deci da, se pune destul de greu. Am reușit să o pun. Deci da, vedeți? Haideți să vă arăt și o mică comparație între cele două. V-am mai spus, această brățară seamănă foarte mult cu Gear Fit. Să mai facem o dată turul. Așa scoatem brățara. Am mai spus, avem fel și fel de mărimi. Un sistem foarte interesant, dar v-am zis, minusul este că se pune foarte greu dacă nu te ajută cineva. Ecranul, care nu este tactil, butonul fizic, din care selectăm toate opțiunile, de fapt nu prea avem ce selecta, din care putem să vedem toate opțiunile. Și cam atât. Aceasta este opțiunea pentru telefon. Stai să vedem. Și da, aceasta este opțiunea home. Și vedeți aici. Și acesta este receiverul, cu ajutorul căruia îl putem conecta la PC sau la laptop. Funcționează și atât pe Mac cât și pe Windows. Deci este foarte simplu. Deci aceasta este brățara, foarte frumoasă la prima vedere, din materiale de bună calitate. V-am mai spus, rezistă până la 50 de metri sub apă. Deci smartwatch-urile nu rezistă atât, deci acesta ar fi un plus față de smartwatch-uri.
și da, v-am mai spus, este frumoasă, este foarte utilă pentru cei care vor să aibă un ritm de viață sănătos, să-și monitorizeze tot, adică câte calorii ard, câți kilometri fac, mile. Și aceasta este varianta simplă. Știu că mai există o variantă și cu senzor de puls, îți monitorizează bătăile inimii, dar cei de la L64 vând doar această variantă. Și cam atât și cu acest video. Sper că v-a plăcut. Le mai mulțumesc încă o dată celor de la L64 că mi-au trimis această brățară în teste. Și noi ne vedem în alt videoclip. Nu uitați să dați like, share, subscribe. Eu sunt Bogdan și vă mulțumesc că m-ați urmărit. Pa!